de astăzi va fi despre înțelegere. Dacă înainte am vorbit despre înțelegerea cuvântului, acum aș vrea să vorbesc mai mult despre înțelegerea celor din jur. Cred că nu o dată ați auzit uh, membrii din biserică sau prieteni creștini care ar fi indignați de faptul că cei din lume nu înțeleg. Nu înțeleg raționamentele lor, nu înțeleg atitudinilor lor, nu înțeleg purtarea lor. Și suntem foarte supărați și indignați că ei nu înțeleg dar de fapt ei nici nu pot să ne înțeleagă și de fapt Biblia ne spune că nu poate, nu are cum să înțeleagă. De fapt e problema atunci când cei din lume încep să te înțeleagă, când cei din lume înțeleg ce faci, pentru că asta înseamnă că de fapt încep să te poți să gândești ca ei. Și în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 5 spune Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruită. Cuvântul folosit aici biruită mai poate fi tradus și n-a înțeles-o. Întunericul n-a înțeles-o. Apoi, în proverbul 28, cu 5, Solomon uh, vorbește și, de fapt, uh, este un verset, uh, cred că, cheie în prezentarea de azi. Și aici îl spune așa. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Deci, cei de dați la rău nu înțeleg ce este drept, nu pot înțelege. De fapt, există o scuză pentru cei din lume când nu ne înțeleg pe noi. De ce putem înțelege? Biblia spune că ei n au cum să ne înțeleagă pe noi. Dar acum aș vrea puțin să întorc masa sau îi putem noi înțelege pe ei? Deci ei au scuze când nu te înțeleg pe tine, dar tu, creștin, fiind, îi înțelegi pe ei, înțelegi care sunt nevoile lor, care este frica lor, care sunt așteptările lor, de ce fac ce, ce fac, de ce gândesc, cum gândesc, pentru că dacă tu nu înțelegi pe ei, tu nu ai scuze, pentru că spune că cel ce caută pe Domnul înțelege totul. Deci dacă tu nu poți înțelege, dacă tu nu poți răspunde la întrebările lor, dacă tu nu poți înțelege care sunt nevoile și așteptările lor, atunci tu ai probleme serioase pentru că ei au scuze să nu te înțeleagă pe tine, dar tu nu ai nicio scuze să nu înțelegi pe ei. Și astăzi am vrut să vorbesc despre importanța de a înțelege pe cei din afară. Și nu numai pe cei din afară, dar în general importanța înțelegerii. Și am făcut un studiu, de fapt am luat și am notat cuvântul cheie, înțelegere. Și este foarte interesant că înțelegerea este posibilă numai pe calea nevinovăției sau neprihănirii. De fapt, este în stare să se înțeleagă numai omul care trăiește o viață neprihănită, care caută neprihănire. Sau cum vedem aici, care caută pe Domnul. Deci, dacă vrei să ajungi să înțelegi, dacă vrei și, de fapt, să înțelegi și să iubești, pentru că noi suntem chemați să iubim, noi suntem chemați să fim lumina lumii, și ei nu poți iubi și nu poți fi lumină dacă nu înțelegi. De fapt, în Daniel spune că Dumnezeu El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Deci Dumnezeu care, la care locuiești lumina știe bine ce este în întuneric. Noi care suntem lumina lumii trebuie să înțelegem ce se întâmplă în întuneric, pentru că noi suntem chemați să răspundem nevoilor lor, să dăm un răspuns la provocările lor și să fim ajutor și lumină pentru ei. De asta, îndemnul meu este ca să căutăm să înțelegem, să înțelegem ca să putem arăta dragoste, pentru că atât timp cât nu înțelegi care sunt nevoile, atunci nu poți arăta grijă și nu poți împlini aceste nevoi. Și întrebarea rămâne, dar ce să fac ca să înțeleg, care este procesul, cum ajung să înțeleg? Deci căutându-L pe Dumnezeu. Așa ne spune Biblia că cei ce caută pe Dumnezeu și de fapt de ce căutându pe Dumnezeu? Pentru că spune El este Cel care a pus temelia Pământului, temelia Universului. El este Cel care a făcut tot ceea ce ne încojoară. Evident, reguli sau legile după care funcționează tot ce este în jurul nostru, după care simțim, noi gândim, este creat de Dumnezeu și poți înțelege mai mult despre obiect atunci când știi sursa lui, când știi cine l-a creat. Așa că dacă dorim să înțelegem oamenii din jurul nostru, cei care sunt în afară, care sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chiar dacă a căzut în păcat, atunci trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, care este sursa existenței lor. Așa că căutați să înțelegeți și iarăși. Și cum am mai spus mai devreme, creștinii nu au nicio scuză dacă nu înțeleg cei din lume, măcar că cei din lume au scuze să nu ne înțeleagă pe noi.